PSD va depune în Parlament o moțiune de cenzură după ce guvernul a anunțat că își va angaja răspunderea pe alegerea primarilor în 2 tururi de scrutin. Olguța Vasilescu, deputat PSD, susține că documentul a fost deja semnat de toți parlamentarii social-democrați și de cei de la UDMR. Ca urmare a cererii guvernului de angajare a răspunderii pe alegerea primarilor din 2 tururi de scrutin, PSD va depune o moțiune de cenzură, moțiune care se va axa nu doar pe sancționarea unui abuz al guvernului Orban, care dorește să schimbe regulile în timpul jocului, ci și pe necesitatea demiterii ca urmare a proastei guvernări. Să nu uităm că de la investire, guvernul Orban s-a împrumutat cu suma de 20 de miliarde de lei, fără ca acești bani să fie direcționați către investiții, din moment ce șantierele de autostrăzi sunt subfinanțate, din moment ce nu au mai fost alocate fonduri pentru dezvoltarea comunităților locale, nu se mai măresc nici veniturile românilor și se taie toate programele de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii sau pentru fermieri care fuseseră introduse de guvernarea PSD. Să nu uităm și că ieri Ludovic Orban și-a recunoscut intenția de a nu majora punctul de pensie la 1775 de lei din luna septembrie, așa cum este prevăzut în legea pensiilor, așa cum a recunoscut și că nu dorește creșterea alocațiilor copiilor, creșterea salariilor profesorilor, anunțând chiar și măsuri dure de austeritate, cum ar fi eliminarea scutirii de impozite la IT-ști. Eu nu exclud acum din start absolut niciun scenariu, dar, într-adevăr, chestiunea demisiei nu a fost discutată. Eu m-am exprimat pentru alegeri anticipate, iar PNL s-a exprimat de asemenea pentru alegeri anticipate. Care vor fi pașii foarte concreți la momentul respectiv, veți afla atunci. Ludovic Orban este foarte potrivit pentru poziția de prim-ministru și eu personal îmi doresc să rămână pe poziția de prim-ministru. Deci nu mi s-ar părea util absolut deloc să se meargă pe un scenariu cu candidatura Orban pentru municipiul București. Pe de altă parte, PSD va decide într-o ședință a Comitetului Executiv Național de săptămâna viitoare dacă va intra sau nu la guvernare în cazul în care guvernul Orban va fi demis prin moțiune de cenzură, a mai anunțat deputatul Olguța Vasilescu.